cu ajutorul pașapoartelor biometrice. Am călătorit în Italia, fiindcă acolo este ficior, îmi sunt nepoții și am fost foarte bucuroasă să mă folosesc de această posibilitate. În Italia am făcut foarte multe excursii, foarte multe excursii în fiecare zi, în diferite orașe, în diferite locuri. Ce documente v-au fost solicitate la punctul de intrare în Europa? Documentul principal este pașaportul, în primul rând, pașaportul biometric trebuie să fie. Pe urmă, invitație de la persoana unde pleci. Am avut invitație de la ficior și invitație simplă, scrisă de mână, scrisă de dumnealui, cu toate datele. În invitație trebuie să fie toate datele pașaportului, datele de rezidență, unde se găsește, telefonul. Pe urmă, alt document trebuie și biletul retur, numai decât să. Noi am avut bilet pe 2 săptămâni, tur retur, bani 50 de euro pe zi, dacă atare nu ne-au întrebat și nici nu au controlat câți bani avem. Și asigurarea medicală, desigur, trebuie și asigurarea medicală să fie. Atât, altceva nimic. Ce N-am transport alta. ați ales pentru a pleca în Italia? Am ales transportul aerian, să înțelegi că cu avionul mai e repede, zbori 2 ore și 10 minute și ești pe loc în Italia, adică și mai ușor ca să arăți biletele tur-retur că ai, ca să nu ai întrebări. Cu rutiera nu cunosc cum sunt cazurile astea. Ați întâmpinat careva greutăți? Absolut nicio greutate. Și chiar mă așteptam ceva să fie întrebări, ceva dificultăți, în schimb nu a fost nimic, absolut. Am luat documentele de acasă, pașaportul, le-am prezentat la aeroport, mai departe am prezentat în Italia, când am ajuns absolut nicio întrebare, nici nu a fost așa, spun că control strict, am văzut că tot era în regulă, se vede că și ne-au dat drumul fără prea multe întrebări.